Studenții Facultății de Științe Socio-Umane, specializarea psihologie de la Universitatea din Pitești, au intrat pentru prima dată într-un penitenciar. Pentru toți a fost o experiență unică. După ce au vizitat sălile de curs, au asistat la un program artistic susținut de deținuți. Tinerii încarcerați la centrul de detenție au încercat să arate ce talente sau abilități au și pe care și le-au descoperit în penitenciar. Am iubit și eu odată. Ceea ce apreciem este că educatorii sunt foarte răbdători cu noi și ne ajută foarte mult. Ți-ai descoperit o vocație aici de când ai venit? Da, nu știam că am talent la piese de teatru sau știu să imit anumiți actori. Și dansuri am făcut și mai multe. Nu știu niciodată să spun poezii sau poate spuneam doar în clasele mici când eram grădinițe, clasa întâia. Vizitele pe care membrii ai comunității și membrii ai societății civile le fac în penitenciar vin să ne sprijine în activitățile noastre de educație, pentru că în egală măsură aduc un plus de valoare programelor noastre educative și totodată arată tinerilor aflați în centru că membrii comunității nu i-au uitat și că ușor, ușor, încet se pregătesc să îi primească. Întâlnirea face parte dintr-un proiect de consiliere și practică finanțat de Uniunea Europeană. Organizatorii consideră că accesul într-o astfel de instituție îi ajută pe viitorii psihologi să înțeleagă spre ce își vor îndrepta activitatea profesională după terminarea facultății. Mi-am dorit ca de data aceasta studenții să vadă niște instituții mai speciale, dacă vreți, cu un caracter un pic mai dur, pentru că ei sunt la vârsta la care este o discrepanță destul de mare între ceea ce își imaginează că este lumea reală, lumea în care vor activa ca și psihologi și ceea ce se întâmplă în realitate. Meseria de psiholog este o meserie foarte dură, mai dură decât vă imaginați. Este o meserie cu un consum emoțional și intelectual foarte mare și este o meserie pentru care trebuie să fii pregătit să oferi foarte mult. Experiență uluitoare să vezi într-adevăr cum și ce se întâmplă aici între acești oameni, cum lucrează, cum interacționează și practic cum se transformă, absolut uluitor. Nu mă așteptam să-și dedice timpul unor hobby-uri sau să-și descopere anumite pasiuni pentru a trece mai ușor peste această perioadă. După centrul de detenție din Craiova, viitorii psihologi vor mai vizita centrul de îngrijiri paliative Sfânta Ana din Craiova și penitenciarul din Timișoara.